tuturor, eu sunt Pikachu, îl am lângă mine pe Spider-Man și Batman, iar astăzi vom încerca mâncare din desene animate. Echipa Orange Blue ne-a pregătit 18 mâncăruri din diferite desene animate. Doar priviți cum suntem noi îmbrăcați și cum ne-am pregătit pentru acest episod. Look at this dude. Oh, no, 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 no. Cred că merităm din plin like-ul vostru sub acest video. Regulile acestui video sunt foarte simple. Fiecare din noi va alege câte o foaie numerotată de pe perete. Sub fiecare număr se află un desen animat, iar echipa Orange Blue ne va aduce mâncarea din desenul animat ales. După ce vom testa mâncarea, fiecare din noi îi va da o notă și vom vedea cât de delicioasă sau oribilă este acea mâncare. Băieți, cine vrea să fie primul care extrage o foaie numerotată? Eu vreau să fiu primul și voi alege cifra 11. Sub cifra 11 se află... Minecraft? Serios? O să mănânc un cub de pământ sau de aur, de ce? Chiar sunt curios și eu ce poate sau să fie. Un porc pregătit din Minecraft? Nu cred că echipa Orange Blue sunt capabil să facă asta. Acum este rândul meu. O să aleg numărul 14. Sunt curios ce se află aici. SpongeBob! Se potrivește foarte bine culoarea. Sunt sigur că o să fie un burger. Cine știe? Iar eu o să aleg cifra 6. Naruto! E Naruto. Ok! Doar eu nu înțeleg de ce Minecraft este un desen animat. Păi este. Este desen animat și este și joc. S-a făcut desen animat cu Minecraft? Am rămas în urmă. Hai să vedem produse. Băieți, eu deodată văd la moca că e ceva mare. Văd un os foarte mare. Eu nu mănânc oase. Sau stați puțin, poate am ghicit, poate este carne de porc. La mine, la sigur, nu este ceva mai mare ca la moca și este un Krabsburger, așa cum am zis la început. Pregătit de SpongeBob. După rețeta secretă. Da. Acum putem să aflăm rețeta. Avem o chiflă, o pârjoală și, după cum vedeți, ingredientele clasice. Da, nu e nimic clasic aici, Eugen. Cum poți să spui că este ceva simplu dacă merge vorba de pârjoala mult preamărită din desenul animatul SpongeBob, de care nimeni nu știe cum se pregătește? Este cea mai gustoasă pârjoală din lume. Eugen, văd că a trecut la foc. Cea mai gustos burger. Un steak cu multe condimente și sare. Asta e sare? Vai, abia aștept să-l gust. Iar la mine încă e un mister ce se află aici. Păi la Naruto erau foarte multe mâncăruri. Erau și chipsuri, sushi. Nu, hai să vedem ce e aici. Și... oh, e ramen! Mâncarea preferată lui Naruto. Hai să vedem, niciodată în viață nu am mâncat așa ceva. Avem și bețișoare aici. Echipa Orange Blue s-a asigurat. Bețișoare și zeama cum o mănânci? Păi fii atent, Eugen, aici sunt mai multe. Este în primul rând pastele. Pastele sunt delicioase, supa la fel. Însă aici mai este și acest ou legendar. Avem și acest ou legendar, care a căzut gălbenușul. Hai să-l testăm. Băi, delicioasă. E iute, merge. E ok. Iar la mine este cel mai gustos steak ever. Cu o bucățică de brad aici, pe care nu am să o mănânc, dar... Rosmarin. Ok, rosmarin. Acum... trebuie să mă gândesc să-i dau o notă cât mai reală, cât mai cinstită pentru asemenea delici. Dar... și lasă spațiu în stomac pentru că urmează încă multe mâncări. Întrebare, eu mănânc corect? Stai cu să mănânc așa sau cu... cu furculiță și cuțitul. Moca, ăsta e steak din Minecraft, acolo în genere. Ai noroc că ți-a pus condimente. În Minecraft îl mănânci așa cu mâna. Băi băieți, eu zic să-i dăm o notă la fiecare mâncare. Băieți, nota mea este 91. Încă 9 puncte și făcea 100. Dar nu-mi place că burgerul a fost rece. Din cauza asta este 91. Nu o să-i dau o notă maximă, chiar și dacă pare foarte gustos, pentru că nu sunt iubitor de carne. Adică așa, odată în săptămână pot să mă joc cu aceste condimente, cu acest steak, dar mai mult de 69 nu puțin. Vorbește Moca când a apucat steak-ul și l-a mușcat din el direct. Mi-am spus, odată în săptămână îl apuc și îl mănânc, dar mai mult nu pot. Nota mea este 81 și am ținut și pe Naruto aici. Pentru că, băi, e bună, însă e un pic iute.
Merge, e ok. Băieți, sper că sunteți pregătiți pentru următoarea rundă. Abia aștept să o găsesc pe Ben 10 acolo. Băieți, de data asta o să extrag eu primul numărul. 4. Ce e acolo? Smurfs. Smurfs? Wow, la câți ani care din Smurfs? Eu o să extrag 13, deși... Îl avem aici pe Rick. Aparent, cifra asta nu e chiar ghinionistă. Îl avem aici pe Rick și pe Morty. A, unde? Eu trebuie să aleg... Nu știu, vreau să aleg cifra 9 și cred că am nimerit-o foarte bine. Ia priviți ce desen animat legendar! Bă, sunt curios ce mâncăruri o să primim. Sper să nu mă otrăvesc pentru că aici se mănâncă mâncăruri oribile. Hai să vedem. Haideți băieți că o să încep eu. Interesant ce mâncare din spațiu a adus acum. Eu știu ce e asta. Ăsta e sosul suician de Rick and Morty. Vă știți că sosul ăsta costă extrem, extrem de mult. Cât poate să coste? Poate nu are valoare. E foarte, foarte scump, crede-mă. Păi, e scump în desenul animat sau nu, în realitate? Nu, realitate există. Hai să-l încercăm. Am aici o lingură. O să iau puțin, poate cine știe, poate e picant. Băi, e delicios. Are gust de ce? De tomat, de... Parcă e o supă. E o supă crem. O mică supă. E delicios. Băi, sunt, băi, ce? Sunt curios și la mine ce poate fi. Chiar și paste sau ce sunt astea? Sunt albastre, la fel ca de desenul animat. Vezi să nu te faci și tu albastru după ce le mănânci. Sunt paste obișnuite, doar că sunt curios cum sunt la gust. Ce gust au? Au gust de Fanta? Au un gust obișnuit, adică nu este ceva extrem de... Se putea și mai bine. Iar moca la tine? Bine, hai să vedem ce este aici. Sushi? Adică moștrii mănâncă sushi? Păi, moștrii mănâncă... E luat din desen, adică poate și oamenii să mănânce sushi acolo. Posibil Boo a mâncat sushi. Cine nu știe, fetița aia micuță care umbla prin toată lumea monștrilor o cheamă Boo și probabil a mâncat sushi într-un episod. Moca, mai ai și acolo și wasabi și... De ce nu spui? Am uitat de wasabi. Deci, tutorial cum să mâncați sushi corect. Și nu sunt sfaturi, Moca. Deci, pe bune, cum să mâncați sushi corect. Întâi puneți puțină... Cum spui? Mai întâi puneți puțin imbir, după care urmează puțin wasabi. Puțin, nu așa mult, Moca, că iute wasabi. Iute. După care trebuie să știți corect cum să apucați. Deci, priți. Ca Bruce Lee, aruncă orezul în sus și îl prinde cu două bețișoare. Iar după băgați asta totul într-un sos care am uitat cum se numește și... Soia. Sos de soia. Acum urmează să dăm o notă la mâncărurile noastre. Voi fi primul eu care voi da notă. Nota este 77, adică mai sunt 23 de puncte până la mâncarea universului. Și priviți ce coincidență, chiar și markerul este de culoare albastră, deci... Am pus nota 50, pentru că este 50 la 50. Culoarea nu schimbă gustul. Iar eu am pus 90. Avem aici peric. Da, e 90. E ok sosul ăsta, e ok. Băieți, haideți să alegem următorul număr. Cine e primul? Adi e primul. De ce eu? Nu ai fost. Ok, hai să văd. Eu o să aleg... Eu o să aleg cifra... Numărul... Da. Cifra e numărul cifră, așa mai număr, hai. Eu o să aleg... Eu voi aleg. Cifra 17. Numărul. Dar ce faci de asta? 17. Și aici e 17 și avem, țestoasele ninja. Merge. Apropo, vă știți că țestoasele ninja au făcut colaborare cu DC? Adică au fost Batman în desenul animat. Da. O să aleg eu numărul 1. Să vedem. Și avem aici Shrek. Mâncare din desenul animat Shrek. Eugen, sper să-ți cadă niște muci acolo. Iar eu voi alege 15. Ce ești atât de rău? SpongeBob, din nou SpongeBob. Ce a fost odată la mine? De-aia îmi place echipa Orange Blue. Nu este niciodată previzibilă. Băieți, dar voi ați știut că Shrek a fost primul desen animat care a primit Oscar. Ați știut? What? Wow. Haideți, mai repede să mâncăm. Și avem aici milkshake, probabil din ciocolată. Din noroi, Eugen. Știi doar că Shrek mânca noroi. Știu. Mânca noroi?
Este un simplu milkshake din ciocolată, nimic altceva. Iar la mine este din milkshake din milkshake. Nu știu din ce se face milkshake. Din lapte. Din lapte? Ok, din lapte. Cred că dacă o să beau în fiecare zi milkshake, mă voi face ca Patrick, gras, așa. Dar stați puțin. Ați știut că Patrick cântărește doar 56 de grame? Păi este de mare și clar. Da, dar îți dai seama, toți suntem deprinși că el este mare și gras, dar de fapt cântărește foarte puțin. Băieți, la mine nu e nicio curiozitate, pentru că e pizza, mâncarea preferată a țestoaselor ninja. Și a lui Adi. Nu e o genă mea, așa vor. Te împarți cu noi, Adi, da? Nu, păi mâncarea e doar la unul. Voi stați cu milkshake-urile voastre. Adi, dacă vrei o băutură, dacă e vrei un milkshake. Băieți, am savurat mâncărurile noastre, hai să zicem la următoarele runde, pentru că îmi place. Dar nu înainte puțin, să dăm puțin câte o notă. Da. Ai uitat de notă. Deci... Eu gata. 97, mi-era lene să scriu deja pe... La mine este nota 8. Nu știu de ce, dar nu-mi place deloc acest milkshake. Din 100! Din 100, nota 8. Evident că nu-ți place. Este extrem de dulce. Este din noroi. Eu voi da nota 81. Dragule milkshake, ești puțin mai bun decât sushi. Dragule milkshake, ești puțin mai gustos decât sushi. Băieți, eu nu mai pot de atâta mâncare. Eu nu mai pot de atâta dulce. Sunteți pregătiți pentru o nouă extragere? Cine e de data asta? De data asta eu sunt primul și numărul 10 mă așteaptă. Am văzut. Pisicuțe? Și asta e puțin, Talking Tom mai exact. Apropo, știi trendul ăla cu un cuben? Cum ar fi să facem un episod cu el? Un episod cu Ben? Da, să-l întrebăm diferite chestii, să ne decidă el soarta. Știți doar cum e în trend asta. Să-l întreb, vrei ca Adi să se berberească? Dacă vreți un asemenea episod, scrieți-l mai decât în comentarii și noi îl vom face. Acum mă gândesc doar la faptul ca să nu împice mâncare de pisici sau de câine. Hai să vedem ce număr. Eu nu o să mă ridic de pe scaun, o să... Iau numărul 16 și avem o panda! Ce poate fi? Băi, hai să eliberăm rândul de jos și o să aleg 18. Adventure time! Super! Hai să vedem ce e. Prieteni, înainte ca echipa Orange Blue să ne aducă produsele, vreau să vă spun ceva. Iar acum, haideți să vedem ce ne-a pregătit echipa Orange Blue, sau mai bine zis, ce mâncare vom primi. Noi când ne uităm la desene, mereu ascultăm de personajele principale de acolo. Ash din Pokémon, de exemplu, m-a învățat să nu renunț niciodată la visul meu și să lupt în continuare pentru el. Spider-Man, pe tine ce te-a învățat? Pe mine Spider-Man m-a învățat că odată cu puterile mari, vin și responsabilitățile mari. Trebuie să cunoaștem toți despre asta. Dar pe tine, Batman, ce te-a învățat? Pe mine, Batman m-a învățat să lupt mereu pentru adevăr. Iar acum vă îndrumăm și pe voi să ascultați de personajele principale de pe canalul Orange Blue și să vă abonați la canalul nostru. Noi mereu vă rugăm asta, însă doar 50% dintre voi ascultă, așa că haideți cu toții acum să apăsăm pe butonul de subscribe. Și acum haideți să ne aducem aminte cum vă învățăm pe acest canal să prieteniți, să fiți mai buni, să vă împărțiți, să râdeți alături de noi. Iar din partea voastră, de asemenea, vrem să ne mulțumiți, iar asta puteți să o faceți doar apăsând pe butonul de subscribe. Wow, ia priviți aici, sandwich-ul din Adventure Time, voi nu aveți idee ce prețetă grea e aici. Ca să înțelegeți cum se pregătește acest sandwich, se folosește suflet de rac fiert, se folosesc lacrimi, castraveți special din desen. Echipa Orange Blue aparent chiar s-a chinuit pentru acest episod. Hadi, zici că e o corabie. Zici că e o bită de baseball. În jumate. Și la mine, ce poate fi? Kung Fu Panda, uite cât de bine arată. Colțunași chinezești. Mai întâi trebuie să ne învățăm, da. Simplu. Cel puțin miroase foarte bine. Cum e? Și gustul este deosebit. Chiar sunt bune. Iar la mine, nu pot să cred. Burger, spaghetti, taco. Taco, spaghetti, burger. Invers. Taco, spaghetti, burger. Oh, dar cum să bag asta în gură? E prea mai... Cred că este dificil să o mănânci. Nu pot. Sunt curios ce gust are. O combinație extrem de stranie. Nu, e ok. Îți fac spaghetti.
Păi hai să vedem atunci sandwich-ul meu. Hai. Are castraveți murați, castraveți simpli, roșie, ceapă, murături, bacon și încă și pep de pui. Băi, și bețișoare. Și bețișoare. Bețișoare noi le mâncăm. Iar eu m-am dezamăgit. Arată foarte, foarte bine dintr-o parte, dar taco și pastele nu sunt la locul lor. Deja știu și nota. Nu recomand la nimeni decât să vă jucați în Talking Tom. Eu mai mult de una nu am mâncat pentru că stomacul meu deja este plin, dar ca notă o să pun o notă destul de mare pentru că chiar sunt gustoase. 90. Iar eu 90 în tot. Am eu 90 în tot. Iar eu 60. Nu-mi place că castravetele ăsta e prea sărat. Hai băieți, de data asta aleg eu primul și a mai rămas încă 6 numere și avem regular show. Tare. Interesant. O ciocănitoare și un scuns. O să fiu eu următorul. Damn, boy! Hai 3 să fie. E un anime și e al meu preferat, o să nu vă arăt acum. Nu arăți? E un gen, uite. Naruto? Sau ce ai? Nu, nu, nu. Da, te-am iert. Dar eu, băieți, nu înțeleg de ce nu ați ales nimeni până acum semnul întrebării. Îmi adică bate așa în față și vă nu-l alegeți? Nu mi-e frică de el. Vă temeți de piper. Da, sunt sigur că e ceva surprize de la echipa Orange Blue. Hai, Spider-Man, curaj! Eu cred că este un desen animat foarte interesant. Nu, ia privește, Ratatouille. Ratatouille. Yo, boss! Păi hai să vă arăt și eu. Și la mine e Attack on Titan. Animeul meu preferat, ador pur și simplu animeurile. Da, am înțeles că animeurile sunt tari, dar eu mai mult iubesc desenele clasice, cum ar fi Ratatouille, Shrek sau Monster Corporation. Dar vouă, prieteni, ce vă place mai mult? Animeurile sau desenele animate clasice? Scriți în comentarii să vedem cine câștigă. Fanii Marvel, fanii Marvel, fiți atenți. Deci, eu sunt foarte curios dacă aici este Ratatouille. Da! Este o mâncare clasică. Prea evident, deci cum? Ratatouille desene animatul și Ratatouille trebuie să mănânc. Și cum se mănâncă? Trebuie o furculiță ceva. Furculiță. Deci, începem cu totul. Mocă, de parcă nu ai mâncat câteva zile. Ideea care e? Ratatouille un desen, o testează un expert alimentar, Mocă. Dar n-am mâncat niciodată ratatouille și vreau să vă spun că sunt pur și simplu niște legume fierte. Păi asta coapte. La cuptor sau la grătar. Hai, Eugen, să vedem la tine ce e. Și la mine este un sandwich. Ups. Să nu-l distrug. E exact ca în desen. Stai, dar ce... Chiftelele. Chiftele? Văd aici cașcaval. Băi, multă carne. Au! Cum e? Din toate câte... Am mușcat din toate câte un pic. Este o combinație perfectă. Păi, știind animeul, îmi închipui că aici este, nu știu, un membru de om, ceva, un om aici adevărat crud, nu știu. Așa e în show, titanii mănâncă oameni. Dar hai să vedem și... Hai să vedem, sunteți gata? Da. Păi, era de așteptat. Deci, mâncarea preferată a lui Sasha. Cine e Sasha, Adi? Anunță-ne și pe noi, că nu știu. Fata asta mâncăcioasă. Deci ei sunt puternici pentru că mănâncă cartofi? Pentru voință. Să mâncăm și noi cartofi în fiecare zi, să ne facem hai că... puternici. Adi a zis că ei mănâncă... Oameni? Titanii mănâncă oameni. Oameni nu, nu. Aștia nu-s titanii, eu gen. Deci este un deliciu, pe bune vă spun, foarte mult mi-a plăcut, așa că îi voi da nota 95. Chiar dacă am mâncat până acum o mulțime de mâncăruri, ăsta este perfect și o să-i dau nota 99. Este o combinație dintre mai multe tipuri de salam, chiftele și ciuncă și cașcaval. Și este prima mea notă atât de mare, 99, practic. Este foarte cel mare mai... notă, nu știu, eu nu i-aș da așa notă. Doar trebuie din considerente că arată gust. Foarte urât. Da, are un gust
nemaipomenit. Nu judeca o carte după copertă. Ești flămând de zici că are un gust foarte... Păi nu, am mâncat două mușcături și e ok. Băieți, la mine nota o să fie 1. Ce? E un cartof fiert, nici măcar nu e curățit. Un cartof care te face puternic, poți să-i dai nota 1000, nu 1. Animeul preferat al lui Adi și nota 1. Păi, dă-mi mie cartoful. E animeul meu preferat, însă o cartofă, serios, nici măcar nu e cojită. Băieți, haideți că mai avem încă ultima rundă. Prea alintat ești, Adi. Deci, băieți, ultima rundă, ultimele ingrediente. Ultimele clipe. La fel și eu, dar n-avem încotro. Trebuie să extragem câte un număr. Păi, cine e primul? Hai să fiu eu primul. O eu pe asta de aici. Am mai fost, însă echipa Orange Blue văd că a căutat toate mâncărurile din SpongeBob. Probabil este cel mai preferat desen animat pentru echipa Orange Blue. Da, probabil. Și băieți, dintre 5 și 8, n-ați ales nimeni numărul 8, cel norocos. Ce avem aici? Oh, Campbell! Ca să nu întind timpul. Adventure Time, din nou. Cred că după această imagine, probabil vor fi ciuperci. Pica, pica! Înainte să începem, vreau să vă întreb care este desenul vostru preferat. Scrieți în comentarii, chiar sunt curios. Băieți, nu pot să mai mănânc nimic. Sper să fie o mâncare la fel ca Kung Fu Panda. Eu sper să fie ciuperci comestibile măcar. Să văd că sunt roșii, adică par dubioase. Iar eu sper doar să nu fie mâncarea lui Plankton. Nu vreau să vomit acum aici. Ce e asta? Probabil erau foarte somnoroși cei care au pregătit asta. Probabil au încurcat tava. Asta e gunoi. Ce e asta? Eugen, mi s-a șoptit că asta e chiar mâncarea din desen, deci e făcut 1 la 1. Da, și să mănânc pachetul cu maioneză. Păi, abia aștept să mănânci boabele astea de piper. A fost nota 1 până acum? Da, eu am dat. Da, o să dau... Încearcă mai întâi! Sigur nu că încerc. Nu e ok așa, să zici nota fără să încerci. Cum poți să încerci coajă de ou? Uau, și ou cu fiert! Și ăsta sunt piper negru, da? Dar tu ce credeai că o să se întâmple? Deci cel mai comestibil văd bucata asta de varză aici. Hai că sunt niște bezele, pot să zic. Dar priviți aici maioneză cu cei, cu morcov tăiat, morcov întreg. Eugen, mai sapă, mai adânc, poate găsim ceva mai interesant acolo. Hai că sunt morcovul, Eugen. Vezi că este și roșii. Băieți, eu... Dar mai caut acolo, poate găsiți ceva interesant. Da? Hai să căutăm să vedem ce avem noi aici. Făină avem. Șuncă! Ce? Nu-ți place șunca? Am impresia că iese din lada cu gunoi. Poate această combinație. Haideți să trecem la mâncarea din Adventure Time. Ăștia din desenul ăsta animat cred că au o gură imensă. Și încercăm să o mușcăm din prima, da? Da. Ui, chiar ați crezut că o să fac asta? Nu. Deci haideți să luăm cea mai dulce și gustoasă parte de deasupra. Șuncă! Foarte gustos. Sau cel puțin pot să zic că este mai gustos decât mâncarea asta. Orice e mai gustos decât mâncarea asta la Eugen. Păi la mine e simplu, e doar un hot dog, care e cu multă varză aparent. Hai că are și crem mușcă înăuntru. Hai să luăm o gură. Hai să luăm o gură. E bun. Mănâncă. Am mâncat. Sunt bine, mersi. Este foarte gustos. Doar că am nevoie de acel milkshake din a doua rundă, probabil, ca să mă simt mai împlinit puțin. 100? 0.5? Păi e bun, nu e bun. Sunt bun bezelele, pentru că nu au... Poți să găsești ingrediente intacte. Da, băieți, nota mea este 0.5 puncte din 100! Nu știu de ce, însă hotdog-ul ăsta nu e prea delicios, așa că o să-i dau nota 10. Doar sună 10. Bine, nota 10. Doar 10. Iar ca să terminăm pe o notă cât... mai pozitivă și să-i dau cea mai cinstită notă pentru această mâncare delicioasă și cea mai bună mâncare din acest episod, voi da nota 100 fără să mă opresc. 100! Nu-mi pare rău deloc, adică serios, este foarte, foarte gustoasă. Nu am mâncat-o toată pentru că deja sunt sătul, însă cu siguranță o voi lua la pachet. Interesant, eu nu o să iau asta la pachet, mă scuzați. Îți dau pachet, adică da. Nu e o problemă, știi? Nu e problema în pachet, dar în
în acest, nu vreau să zic gunoi. Sper că v-a plăcut acest episod delicios! Dacă vreți și partea a doua, strângem la acest video 50.000 de like-uri. Iar ca să vă arăt cât de simplu este să apăsați pe butonul de subscribe, ca el să devină gri, priviți atenți. Domnul editor, nu mă mișc, știu că este greu să faci acest efect, dar uite cât de frumos arată. Și am apăsat pe butonul de subscribe. Iar eu vă rug să scriți în comentarii de câte ori, iar eu vă rug să distribuiți, iar Batman vă roagă să faceți dreptate și să trimiteți acest video la cât mai mulți prieteni pentru a-l vedea și a pune like acest video. Cu voi a fost Pikachu, Spider-Man și Batman. Ne revedem foarte curând. Pikachu! Pika, pika! Înainte să începem, vreau să vă întreb ce... Pika, pika! Este... Înainte să încep, vreau să vă întreb care este... Încep să începem. La pica, pica. După ce vom testa mâncarea, fiecare de noi...